Am văzut că s-au aprins foarte mulți la chestia cu, cel puțin pe TikTok, s-au aprins foarte mult la chestia cu cauciucurile de la Michelin, că ei au Michelin, că firma pune numai Michelin, că... dimineața și bine v-am regăsit la un nou vlog. După cum am prea bine ați văzut, încărcarea deja am făcut-o. O să încep un pic diferit vlogul în dimineața asta. Să fie un pic mai funny, mai funny sau funky sau mă rog, ce-o fi, cum o fi, cum o vrea. Am încărcat deja o cursă, facem același traseu scurtuț. Încărcăm doar piatră, descărcăm într-un locuț frumos. Vedem, poate pe la prânz o să trag niște cadre și din zona aia. Este o zonă locuită, din ce am înțeles, se face un teren de fotbal în zona respectivă. Acum nu știu exact, din ce am văzut, anumite planuri ce se discută din asta. Dar în fine, asta nu contează prea mult. Important e că avem de muncă și muncim și facem bani. Că doar facturile nu se plătesc singure. Corect? Corect. Salut, scănuța, fuge, nimeni nu ajunge, sărmânuțele, bună dimineața. Of, Doamne! Dăm, Doamne, o mașină. Ce? Ford? Hyundai? Habar n-am. O mașină oricum. Mergem să încărcăm fuguța, să descărcăm fuguța. Mai facem probabil încă 10 curse în afară de asta, pe ziua de azi. Și hai să trag căcatul ăsta în sus, în jos. Mă stuchiește sorli, băi. Hai să-mi pun și ochelarii. Și hai să vedem cum o să decurgă ziua de astăzi. Așa că haideți repede într-un hyperlapse și vorbim mai târziu.
În sfârșit, prima băiețelă făcută, după vreo 2 săptămâni și ceva de muncă, de pus la treabă. Am spălat camionul și remorca. Nu am spălat eu cel mai bine, pentru că aici nu avem voie să folosim soluții chimice, da, de curățare, cum ar veni șamponul ăla chimic, care da, e frumos și se spală foarte ușor. E, aici putem să folosim doar săpun din ăla ecologic, adică na, spăl și eu cum pot. Cam atât am putut să fac eu în 49 de minute de când m-am oprit. Când o văd așa curată și bine, nu e cea mai curată, dar când o văd așa curată sau când văd jantele astea așa de faine, curate și aranjate, vai, dacă nu-mi provoacă o satisfacție enormă. Partea proastă la oblonul ăsta, și o să-mi pară foarte rău de el, că nu o să rămână așa cum îl vedeți voi. O să aibă multe zgârieturi, exact cum se întâmplă și la alte, cum s-a întâmplat și la celelalte remorci. Foarte multă piatră o să cadă, uite, după cum vedeți acolo, este vopseaua sărită, așa o să ajungă și oblonul ăsta. Dacă vreți să vedeți despre ce vorbesc, o să vă arăt oblonul ăsta. Dacă vedeți, el mai mult are aici. Da, mai multă julitură, dar în schimb la noi curge foarte mult pământ și peste. Îmi place foarte, foarte mult. Acum trebuie, din păcate, să-i dau drumul la treabă, pentru că am deja 50 de minute de pauză. Nu e, v-am zis, nu este cea mai curată, dar e bine. Momentan e ok. Ultima cupă, încărcăm o cursă, încă o cursă acum și o să mergem către descărcare. O să trecem și pe cântar, să vedem câte tone avem. Nu mai bag încă una, că nu e suficient. Probabil este mai ușoară piatra asta și o să trebuiască să mai pun încă una. Mamă, dar ce somn am. Așa e lunea, nu ai chef de nimic. Da. O să... Hai să vedem. Semnul este gata. Hai să mergem să ne scărcăm, măi, da, la. Să vedem câte tone avem. Mie îmi zice aici, bine, 25 în scădere. Să vedem când se stabilizează un pic ce tonaj avem. 25,2, dar nu am 25. Hai să trec un pic de pietrele astea și să se stabilizeze și remorca. Și nu. Ia să vedem noi, la. Hai prinde un pic de aer pe remorcă, să se stabilizeze mai bine încărcătura și tonajul. Bă, azi e o vreme superbă, e foarte bine, e cald, e frumos, e o vreme excelentă. Am tras și vreo câteva drone. Am tras și vreo câteva cadre cu drona. Dacă ați văzut deja încărcarea. Și mă sui cu axa din față pe cântar la ăsta să-i rup o leacă cântarul, să-și ia panică. Să scoatem carteluța. Așteptăm să coboare și urcăm. Urcăm pe cântar. Așteptăm să se stabilizeze. 41,96, 42,280. Avem 42 de tone 300, adică 2300 de kile în plus. Dacă ar fi să o gândim la 40 de tone, da? La 40 de tone. Dacă suntem la 44, avem vreo tonă și vreo 700 în minus. Deci nici măcar nu atingem 44 de tone. Ceea ce este bine. Hai să mergem să descărcăm și cursa asta. Vedem, poate mai facem încă două curse pe ziua de astăzi și după aia încheiem ziua cu succes. Încheiem și prima zi de muncă din săptămână. Voi o să vedeți probabil vlogul miercuri, pentru că vlogurile pe care eu le filmez lunea apar miercurea, alea care le filmez miercurea apar vinerea și alea care le filmez vinerea apar lunea. Pentru că
am nevoie de timp să pot edita toate vlogurile astea pe care eu vi le fac. Aș fi vrut să fac câte un vlog în fiecare zi, dar din păcate nu vă pot face. Am nevoie de foarte mult timp, îmi ia aproximativ o oră jumate în fiecare zi să editez vlogul și să-l urc pe YouTube, să-l pregătesc pentru voi. Eu nu am ora asta jumate la disponibilitate în fiecare zi, mai am și alte chestii de făcut și din păcate asta este treaba. Nu am ce să fac. Am văzut că s-au aprins foarte mulți la chestia cu cel puțin pe TikTok. S-au aprins foarte mult la chestia cu cauciucurile de la Michelin, că ei au Michelin, că firma pune numai Michelin, că bă, eu înțeleg chestia asta, dar când ceea ce nu înțeleg unii e că în Islanda este mult mai greu să pui Michelin. De ce este mult mai greu? Pentru că este costisitor. Da, dacă un cauciuc Michelin în România e vreo 400 de euro, aici e 500, 550, 600 chiar. Depinde. Da, pentru că se plătesc niște taxe de import, se plătesc taxe, ăla care vinde trebuie să facă și ăla bani și tot așa. Și nu ți prea permiți să pui. Și na, dacă firma la care lucrezi pune numai Michelin, e foarte bine, e foarte, foarte bine. Dar nu multe firme își permit și am stat eu și am făcut un calcul la un moment dat, așa din pură curiozitate, că nu-mi ieșea mie calcule, de ce pune ăsta niște cauciucuri reșapate pe trăgător sau pe remorcă. Și într-o săptămână aveam noi o lucrare destul de nasoală, hai să vă povestesc și aici, aveam o lucrare destul de nasoală, încărcam pământ din zona asta unde descarc eu acum și descărcam undeva în zona asta prin stânga mea, undeva mai încolo. Și practic noi acolo am construit un munte, da? Am dus acolo vreo 1.200.000 de metri cub de pământ și ducând în zona aia acolo, la un moment dat noi trebuia să urcăm cu camionul în vârful dealului respectiv. Dealul nu era chiar atât de stabil, că na, vă dați seama, a fost construit de noi, nu e că, și nu lăsam să se așeze. Practic făceam o platformă, terminam asta, urcam deasupra, iar mai făceam, mai puneam 3-4 metri, iar urcam mai sus și tot așa. Și a trebuit să punem niște piatră, în mare parte piatră concasată, ca să putem stabiliza drumul pe unde e, pentru că dacă la un moment dat dacă ploua prea mult, te afundai. Și puneam piatră ca să putem să urcăm sus, să descărcăm. Și într-o săptămână am spart 3 cauciucuri pe remorcă. Cum am spart? Am trecut peste piatră din asta concasată. Nici n-a trebuit să fac nimic și a bubuit roata și bineînțeles că dacă e bubuită, epa, nu mai ai ce să-i mai faci. Nu poți să mai pui petic, că ți intră un cui și asta pui un petic, pui... Mă înțelegeți voi ce vreau să zic? Ia rezolv problema una, două. Dar dacă e bubuită și ai gaură așa cât pumul, ce petic să mai pui? Că nu-ți ține nimic, nici măcar un petic, nimic. Și am stat așa de pură curiozitate. Băi, asta este motivul pentru care el nu pune Michelin-uri. Că dacă ai bubuit două cauciucuri într-o săptămână din cauza la piatra concasată, te-ai cam dus pe copcă. Nu prea mai e ce să-i mai faci. Dacă mă înțelegeți ce vreau să zic. Le arunci. Oricât. Și apropo, mai era unul care a mai zis că domnule, că Michelin îți garantează calitatea și în primul an de folosință ți-l schimbă. Da, ok, ți-l schimbă, nicio problemă. Dar dacă el vede că tu bubui și bubui 3 pe săptămână și el îți spune, băi, stai un pic că tu le folosești într-un mediu necorespunzător, da? Atunci ia cauciucuri de astea de tracker care te costă, nu știu, poate 1000 de euro bucata. Și dacă le bubui și pe alea, Michelin îți spune, băiete, cu părere de rău, n-am ce să-ți fac. Condițiile de muncă sunt foarte grele. Și uneori îți convine mai mult să bubui 3 cauciucuri de genul ăla, poate al treilea sau al patrulea cauciuc te duce, nu știu, o jumătate de an. Dacă ai bubui 2 Michelin-uri, deja te-ai pus în genunchi singur. Că sunt costisitoare totuși. Dar, cum am mai zis, dacă lucrezi la o firmă și el îți spune numai Michelin-uri față-spate și bineînțeles faci numai asfalt, uite cum e Volvo ăsta, dau un exemplu, băieții ăștia intră în carieră, drumul nu are piatră concasată, are doar piatră din asta normală, cum este în mina unde am încărcat noi,
El intră acolo, descarcă la stație de betoane, iară se duce la mină, deci el 95% din drumul lui, el petrece pe asfalt. Și normal că îi convine să pună Michelinuri. Rezistă mai bine la frecare, rezistă mai bine, sunt mai calitative. Dar în același timp, oamenii își permit, pentru că știu sigur că nu le bubuie. Și rar se întâmplă să-ți bubuie un cauciuc. E, și când îți bubuie un cauciuc, automat, și ai, dacă ai contract cu ăștia de la Michelin, îți convine din multe puncte de vedere să faci chestia asta, știi? Să pui cauciucuri de la Michelin, ăla îți schimbă pe garanție și așa mai departe. Noi am pus, acum să vă povestesc și fază. Noi am pus niște cauciucuri pe față, speciale pentru față. Și ghiciți ce? Mi s-a dus banda de rulare. Din ce cauză? Pentru că eu având hydrodrive, inclusiv tracțiune față, am văzut că s-au legat și de chestia asta. Bine, că oamenii nu toți au puterea să înțeleagă ce înseamnă tracțiune față la un camion și trebuie să stai să le explici motamo. Eu având și tracțiune față, am prins o piatră băgată, erau cam așa piatra mare și avea un țușpic așa, nu știu cum să-ți explic eu. Cam așa era, cât patru degete la un loc, era un colț ieșit în afară și în momentul în care cauciucul meu a făcut, s-a rotit, a luat și jumătate din banda de rulare. Adică se pot întâmpla foarte multe chestii din genul. Dar asta este treaba. Ce... Pula mea, am pus frână din greșeală. Am vrut să apăs accelerația la maxim și am pus frână. Că nu-mi schimbă, trage greu la deal. Vedeți, asta e când te concentrezi să faci mai multe chestii în același timp. În loc să calc accelerația, am călcat frâna. Da. Asta este, se mai întâmplă. Încărcăm și ultima cursă pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut și vlogul de azi, vă aștept în secțiunea de comentarii să-mi lăsați un comentariu. Orice vreți voi, sau dacă aveți ceva nelămuriri, sau dacă vreți un vlog pe o anumită temă, vă pot face. Vă aștept să dați și un like și un subscribe dacă nu ați făcut-o până în prezent. Și da, apăsați și clopoțelul la nenorocit să fiți la curent cu toate vlogurile pe care eu le postez. Vă salut și numai bine! Ciao!